Sighereci. Salutare, salutare! Sunt Mădălin, iar acesta este unboxing-ul și prezentarea tabletei Sirius S716 Tab Fast Tab. Haideți să vedem înainte de a vedea ce este înăuntru, să vedem câteva din specificațiile acestei tablete. Păi avem așa, dimensiune ecran 7 inci, capacitiv evident, rezoluție 800x480, procesor Allwinner A13 ARM Cortex A8, un singur nucleu la 1,2 GHz, video multicore dual Mali 400, memorie RAM 512 MB DDR3, sistem de operare Google Android 4.0.3, memorie internă 4 GB NAND. Suportă microSD până la 32 de GB și avem Wi-Fi, cameră de 0,3 megapixeli și toate acestea fiind alimentate de o baterie de 3000 mAh la 3,7 V. Păi cam atât ar fi în mare. Haideți să vedem ce este în cutie. Și avem în cutiuță un cablu USB OTG, un cablu USB de date și de alimentare, căști, alimentator cu mufă jack, da? Certificat de garanție, manual de utilizare și, nu în ultimul rând, tableta noastră care arată cam așa. Este micuță, este ușoară, 300 de grame, dimensiunile sunt cele specifice unei tablete de 7 inci și avem pe laturile sale, decât pe latura aceasta, switch-ul de, pentru volum, portul de alimentare, portul USB, port pentru căști și butonul on-off. Pe partea stângă a tabletei este disponibilă camera de 0,3 megapixeli. Ce vom face noi în continuare și asta vom lăsa pe voi? Scurte teste, acestea fiind prezentate vouă prin niște simple screenshot-uri. Aceasta este tableta S716 Tab Fast Tab de la Sirius, pe care noi o recomandăm celor care au un buget foarte mic în achiziționarea unei tablete de acest tip și o recomandăm celor care vor să facă decât browsing și un gaming mediu.